publică despre care eu scriu și care nu cuprinde doar PSD-ul atenție. Lucrurile astea trebuie luate ușor, pas cu pas, cum a spus Marius, și apuse la nivelul unei țări care e cu adevărat europeană, care respiră european la toate nivelurile, prin toți porii, pe toate palierele. În lume nu-s mai multe românii, este o carte cu titlul pe jumătate îndrumutat, am reușit să obțin gradul ăsta de parazitism, din lene corticală, iau titlul sau iau enunțuri deja existente. Asta toamnă v-am fericit cu orice om este teamă, care mi-a tras o mare de reproșuri legate de agramatismul unui om care, culmea, a făcut pastila de limbă ca să vedeți unde a ajuns în postura. Și când am argumentat că bun, eu sunt agramat, dar e destul de greu să spui că toată editura humanitatea se agramată și a văzut nimeni greșeala, mi s-a spus că umorul trebuie neapărat încadrat cu ghilimele. Ceea ce e o probă de lipsă de umor după părerea mea. Ei bine, înainte, după Orice om este teamă, care este o carte parastas, am spus eu, după 2 ani de guvernare PSD, vine acest în lume nu-s mai multe românii, care pentru oamenii tineri și foarte tineri reprezintă un jalon în poezia proletcultistă. Una dintre poeziile lui Victor Tulbure, în vremuri tulburi, se numea În lume nu-s mai multe românii și era bibliografie obligatorie, era manualul de gimnaziu. Ați prins, confirmați. Era o poezie, deși termenul e pretențios, o făcătură care rima în 4 strofe, fiecare strofă se termina cu un semn al exclamării, pentru că patriotismul se zbiară. Nu există patriotism discret, există patriotism pulmonar, urlat, zbierat. Da? Iar semnele acelea ale exclamării erau o cheie de recitare pe scena cântării României. Da? Toți cei care citeau poezia asta trebuiau contaminați de un patriotism contrafăcut, inexistent, steril și până la urmă persiflat în texte care circulau subversiv. Acestui titlu de poezie patriotardă, eu i-am adăugat un subtitlu pentru echilibru și ca să am și eu totuși un acord, fiindcă sunt trecut drept autor al cărții. Și atunci, într-o paranteză, am scris planetei noastre, asta i-a lipsit, în condițiile în care planeta suportă deja 2 Corei, a suportat și 2 Germanii, suportă și 2 tipuri de Yemen, și dacă ar mai avea săraca de ea și 2 Românii sau mai multe, ar fi trist. De ce nu sunt mai multe români? Pentru că suntem în continuare, sub altă formă, tributari unei forme de excepționalism. Noi am inventat prinea punct, mersul pe jos, coada la prună și filmul color al negru. Noi suntem, nimeni n-a fost înaintea noastră, de la Nicolae de Însușianu încoace, știm că noi suntem superlativul superlativului, da? Suntem absolutul relativului. Ei, nu suntem așa. Și oamenii care au distanță critică, fie din afara țării, fie din untru țării, știu că lucrurile nu stau așa, că încă suntem restanțieri în multe privințe, că încă n-am dobândit o conduită cu adevărat europeană, că încă suntem fitiliști, că încă acceptăm impostura, iar această carte este o carte radiografie a tipului de impostură politică pe care îl observăm în ziua de azi și numai în ziua de azi, pe care îl observăm de multă vreme încoace. E o carte despre non-valori, e o carte despre oameni care conduc ministere și conduc guverne, deși n-ar putea conduce o roadă pe un drum asfaltat în ideea că drumul ar fi totuși asfaltat. Sunt oameni care au doctorate susținute la instituții care nu au voie să organizeze doctorate. Sunt oameni care copiază, plagiază și pentru asta sunt recompensați cu funcții. Sunt oameni care plagiază din proprii lor conducători și îndrumători științifici, care nu au o reacție din două motive. Unu, le e jenă că s-a furat din ei. Doi, n-au citit ceea ce au îndrumat științific. Și în această situație, în acest amestec de Kafka cu Alfred Jarry, cu Eugen Ionesco și cu Brecht, există totuși rezistenți de tipul celor din Piața Victoriei, de tipul celor din grupul, vă vedeți,